dentro, ca să se sfințească apa aceasta cu puterea, cu lucrarea și cu venirea Sfântului Duh Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Locuitorii comunei Stănești s-au adunat astăzi din nou la fântâna deja celebră din acest sat pentru a asista la sfințirea apei și pentru a lua aghiazmă. Potrivit tradiției, reluate cu 9 ani în urmă la inițiativa lui Florian Nicolae, actual deputat de Giurgiu, preoții au adus crucile de la biserici însoțiți de enoriași și s-au îndreptat către fântână. Și de data aceasta, deputatul Florian Nicolae a ținut să fie alături de comunitatea din Stănești, locuitorii comunei întâmpinându-l cu bucurie, după cum bucuros a fost și deputatul giurgiuvean să îi reîntâlnească. În sfântă zi de sărbătoare de bobotează, urez tuturor cetățenilor comunei Stănești un sincer la mulți ani, un an prosper, un an cu bucurii, cu sănătate și fericire. De asemenea, vreau să mulțumesc fiilor satului, să-i felicit pentru organizarea de care au dat dovadă, pentru continuarea tradiției de bobotează în acest minunat sat, satul Stănești, cu 3 dealuri, 3 biserici și 2 cimitire. La mulți ani, să ne trăiți! Manifestările de astăzi de la Stănești au fost organizate prin implicarea unui fiu al satului, Dan Mitrea, și de Asociația Uniți pentru Giurgiu. Ne bucurăm că păstrăm tradiția de bobotează aici la Stănești. Noi, fiii satului și Asociația Uniți pentru Giurgiu, am încercat să organizăm cât mai bine această sărbătoare. Urez la mulți ani tuturor locuitorilor din Stănești și pentru azi, dar și pentru sărbătoarea de mâine. La mulți ani! De la sărbătoarea din Stănești nu a lipsit, bineînțeles, nici ansamblul folcloric Muntenia al grupului de firme Nova Force, condus de Ilie Clement. Mai multe amănunte puteți urmări în ediția specială din această seară după Jurnalul de Știri.